Viitorul Constanța a învins cu scorul de 5 la 2 la pauză 1 la 0 formația slovenă FC Koper. locul 7 în prima ligă, în ultimul meci din faza grupelor de la turneul amical Arena Cup 2016, care se desfășoară la Medulin în Croația. Golurile învingătorilor au fost marcate de Chițu de două ori, Ianis Hagi, Florin Tănase și Achim. În ultimul meci din grupă, Zlaven Belupo a învins cu scorul de 3 la 1 pe Inter Zapresci, astfel că viitorul va juca finala mare la turneul amical Arena Cup 2016 din Croația. În finală, echipa Constanțeană va întâlni formația Locomotiv Zagreb, locul 5 în prima ligă din Croația. Partida se va disputa duminică de la ora 16, ora României. În faza grupelor, viitorul a câștigat meciurile cu Slaven Belupo și FC Koper și a remizat cu Inter Zapreș.